Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă lecție alături de profesoranta Laura Silia. Astăzi continuăm seria despre ce este vorba în text, discutând despre tema textului non-literar. Să pornim așadar la drum. La sfârșitul acestui material vei putea să extragi cuvintele cheie dintr-un text non-literar, să identifici subiectul și informațiile dintr-un text non-literar. Să citim textul de mai jos. Textul este extras din revista Terra Magazine. Scutul de ozon al Pământului. Atmosfera planetei noastre funcționează ca un scut protector, ce se extinde până la 400 de km înălțime deasupra Solului. În stratosfera inferioară, la o altitudine cuprinsă între 15 și 50 de km, se află așa numitul strat de ozon. Acest strat atmosferic, cu o concentrație de ozon variabilă, protejează viețuitoarele de pe Terra împotriva excesului de radiație solară ultravioletă, potențial nocivă. În cazul oamenilor, deși razele ultraviolete au și un efect pozitiv asupra corpului, stimulează producerea de vitamina D, supraexpunerea duce la distrugerea celulelor. Deci, reducerea acestui înveliș gazos protector ar avea consecințe grave asupra vieții pe Pământ. În fiecare primăvară, deasupra Antarcticii și într-o măsură mai mică deasupra Arcticii, apar așa numitele găuri în stratul de ozon. De fapt, nu sunt găuri propriu-zise, ci zone cu o concentrație foarte scăzută de ozon. Ca urmare, acolo protecția împotriva radiației ultraviolete este mai scăzută, motiv pentru care cercetătorii monitorizează îndeaproape fenomenul. O importanță deosebită o are gaura ce s-a format în stratul de ozon de deasupra Antarcticii, observată pentru prima dată în anii 70 și care a continuat să crească până în 2006. Principala cauză a reducerii ozonului sunt clorofluorocarburile, ce sunt acum interzise în multe țări. Acești compuși organici de carbon, fluor și clor erau utilizați în cantități foarte mari la fabricarea frigiderelor și a tuburilor cu spray. Când sunt eliberate în atmosferă, clorofluorocarburile se acumulează în stratosferă. Sub influența radiației solare puternice, ele eliberează o formă foarte reactivă de clor, ce distruge stratul de ozon. În imagini, observăm o imagine din satelit care arată gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii în septembrie 2006, când a atins o dimensiune maximă înregistrată. Și faptul că stratul de ozon protejează viețuitoarele de pe Terra împotriva excesului de radiații. Imaginile sunt sugestive. Pentru că am citit împreună textul, v-aș ruga cu fișa în față să răspundeți următoarelor întrebări. Ce informație se află în titlul textului? Titlul surprinde subiectul principal de discuție, prezența unui scut de ozon al Pământului, care are un rol protector. Ce cuvinte se repetă în text? Haideți să recitim acest fragment. În stratosfera inferioară, la o altitudine cuprinsă între 15 și 50 de km, se află așa numitul strat de ozon. Acest strat atmosferic cu o concentrație de ozon variabilă protejează viețuitoarele de pe Terra împotriva excesului de radiație solară ultravioletă potențial nocivă. În cazul oamenilor, deși razele ultraviolete au și un efect pozitiv asupra corpului, stimulează producerea de vitamina D, supraexpunerea duce la distrugerea celulelor. Deci, reducerea acestui înveliș gazos protector ar avea consecințe grave asupra vieții pe Pământ. Să revenim la cerință. Ce cuvinte se repetă? Observăm. Structura strat de ozon. Concentrație de ozon. Strat atmosferic. Radiații solare ultraviolete. Bineînțeles, termenii nociv și grav. Oare aceste cuvinte apar și în imagini? Dacă urmărim cele două imagini, observăm că da. În prima imagine există stratul de ozon
În a doua imagine, din nou, termenul stratul de ozon se repetă, ideea de protecție și radiațiile ultraviolete. Ai înțeles. Stratul de ozon este cuvântul cheie al textului nostru. Alături de el regăsim cuvântul protector, radiațiile solare ultraviolete. Cred că ai înțeles despre ce este vorba în textul nostru. Este vorba de protecția terei cu ajutorul acestui strat de ozon împotriva radiațiilor ultraviolete nocive. Acum că am înțeles subiectul textului literar, să observăm. Informațiile transmise au fost clare și precise. Deși au folosit termeni tehnici și științifici, am înțeles despre ce a fost vorba. În cazul în care nu înțelegi toți termenii din textele non-literare, cere ajutorul unui adult, profesor sau părinte. Informațiile fac referire la evenimente și fenomene reale demonstrate științific. Adu-ți aminte, erau utilizate și date precise, cum ar fi anii 70 sau anul 2006, perioadă în care au urmărit oamenii de știință ceea ce se întâmplă cu stratul de ozon. Pornind de la cuvintele cheie, haideți să identificăm subiectul textului. Cuvintele cheie identificate împreună au fost stratul de ozon, scut protector, radiația solară, razele ultraviolete și ideea de protecție a terei. Subiectul textului pe care noi l-am citit este importanța stratului de ozon pentru viața pe Pământ. Sunt sigură că și tu te-ai gândit la fel. Felicitări! Eu te-am ajutat astfel să descoperi singur, pornind de la cuvintele cheie, subiectul unui text non-literar. Exersează și tu și nu uita, fiecare articol citit sub formă non-literară vei învăța mai multe. Noi ne revedem data viitoare. Îți mulțumesc pentru atenție!